Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vă alegeți o ceașcă, în care ceașcă vă regăsiți, aia este ceașca voastră, dragii mei, să știți. Până vă concentrați în ceașcă și vă puneți câte o dorință, vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase. Într-adevăr, sunt foarte încântată de mesajele voastre, vă mulțumesc pentru susținere, pentru timpul acordat, pentru tot, dragii mei. Să dea Domnul la fiecare în casă, să fie noroc, bani, fericire, sănătate și tot ce vă doriți voi, toate dorințele voastre să se împlinească, dragii mei. Dacă v-ați ales, să deschidem să vedem ce mesaj vă dă zatul de cafea pentru următoarele zile. Eu încește, nu știu ce este, ce e, ce va ieși, am să vă zic și vouă. Asta este prima ceașcă. Vă arăt și vouă ca să vedeți. Și uitați-vă, dragii mei. Sunteți trei persoane. Aici aveți o discuție între frați. Sunteți așezați la o masă. Văd că aici părinții voștri sunt decedați. Sunt deja în mormânt, dragii mei, să știți acest lucru. Și aveți o discuție între frați. De parcă aveți, nu puteți împărți o moștenire. Sunteți trei surori și un frate. Uitați-vă, fratele vostru deloc nu se amestecă în această moștenire, dar voi trei surori, voi între voi, faceți o discuție și doriți să împărțiți această moștenire care o aveți între voi și de parcă aveți o ceartă. Dar fratele vostru nici nu se amestecă, nimica nu dorește de la această moștenire, dar aveți grijă pentru că voi trei surori între voi faceți o gălăgie mare și până la urmă acest frate o să fie nevoit să dea o mână pentru voi, că pentru voi nu vă înțelegeți de la această moștenire. Și să știți că dacă nu o să vă calmați, să știți că o să aveți foarte multe probleme din această cauză. Trebuie să puneți mintea la mișcare și să faceți o așa înțelegere, să nu vă certați, să nu faceți așa, pentru că, cum am zis, dacă o să faceți multă gălăgie, acest bărbat o să vă ia toată averea din mâinile voastre și nu o să vă lese nimică, să știți, pentru că el acum nu dorește nimica de la această moștenire, vă lasă totul vouă. Dar când o să vadă că voi nu puteți să găsiți o limbă comună între voi, acest bărbat o să ia toată moștenirea și nu o să rămâneți cu nimic, să știți acest lucru, pentru că acest frate al vostru vă lasă ca voi să vă descurcați între voi. Și dacă nu o să vă descurcați, acest bărbat o să vă ia totul din mâinile voastre și o să rămâneți cu nimica toată, să știți. Pentru că asta vă arată ceașca de cafea. Uitați-vă, aici sunteți două persoane care vă îmbrățișați, să știți, persoanele care sunteți certate cu soțul vostru, soția voastră, cu partenerul vostru sau partenera voastră, să știți că în curând o să trăiți o împăcare, pentru că această ceartă a fost între voi din cauza unei gelozii și această gelozie o să fie de scurtă durată, o să vă împăcați înapoi, stați liniștiți, pentru că voi vă gândiți că persoana care vă iubește nu vă, așa cum să zic, aveți foarte multe, cum să zic, gelozie deasupra acestei persoane, dar să știți că o să fie totul bine și o să vă împăcați, dragii mei. Această supărare între voi este de scurtă durată. Persoanele care sunteți cu litera A, B, N, S, L și F, pentru voi se deschid porțile norocului. De ce zic porțile norocului? Pentru că în trecut și sau acum ați fost într-o perioadă întunecată și de toate lucrurile parcă au venit așa deasupra voastră, nu vă mergea bine, nu ați avut noroc nimic, dar să știți că pentru voi, mai ales în carieră, se deschid porțile carierei și o să vă urcați pe scările carierei, dragii mei, să știți. Dacă nu aveți loc de muncă, poate să găsiți loc de muncă. Dacă aveți un loc de muncă, mai ales că vă ocupați cu vânzările, cumpărările, să știți că o să aveți un noroc foarte mare, pentru că o să câștigați foarte bine bani de la această meserie, de la acest lucru pe care îl aveți, vânzări și cumpărări, dragii mei. Dacă vă ocupați cu piața, mai știu altceva, să știți că o să fie totul bine și o să aveți în bani, în creștere, dragii mei, să știți acest lucru. Și o să fie mai cu belșug, banii o să vină în buzunarul vostru, să știți. Uitați, aici este un triunghi, să știți că acest triunghi iarăși vă arată financiar că o să vă meargă bine. Să știți că financiar, uitați-vă, aici de parcă sunteți într-un întuneric și nu puteți ieși din acest întuneric. Vă gândiți ce să faceți, cum să faceți, aveți multe semne de întrebări în capul vostru, oare cum să ieși din această situație. Dar să știți că financiar o să vă meargă foarte bine,
pentru că acest triuni vă arată că financiar este totul bine pentru voi. Acum de parcă sunteți într-un întuneric, dar în acel întuneric o să ieșiți curând și o să se rezolve toate problemele pe care le aveți financiare. Să știți, aici este o zurafă, să știți că această zurafă vă arată că aveți persoane care vă urmărește și se bagă nasul în familia voastră și mereu aveți certuri din cauza acestei persoane. Este o persoană periculoasă în jurul vostru, poate să fie soacra voastră, o cumnată de voastră, nu știu cine este, dar este, uitați-vă, este cu părul lung, prins așa sus, este o persoană cu părul negru înaltă și această persoană mereu se bagă în familia voastră, să știți. Și voi din cauza acestei persoane, uitați-vă, mereu aveți certuri în familia voastră, mereu aveți, cum să zic, neînțelegeri din cauza acestei femei. Parcă este o cumnată, o soacră, nu contează, este o femeie, dragii mei, care se bagă cu nasul în familia voastră și mereu aveți certuri din cauza acestei persoane, să știți. Să vedem și dorința și farfuria ce ne zice. Dorința voastră se va împlini. Și uitați-vă, aici este o broască țestoasă. V-am zis că din cauza unei moșteniri o să vă aveți o neînțelegere. Uitați-vă, până la urmă o să luați acea moștenire care voi o meritați, dragii mei, să știți, dacă o să fiți în calmare. Dacă nu o să vă calmați, atunci va pleca totul din mâinile voastre, dar este în legătură cu o casă. Această casă, să știți că o să fie, o să o împărțiți sau poate că să o vindeți, împărțiți banii, poate că nu știu ce, dar în legătură cu o casă se va rezolva această moștenire. Poate că aveți și o judecată cu această moștenire, să știți că se va rezolva, o să fie de partea voastră. Asta este numărul 2. Vă arăt și vouă ca să vedeți. Asta este numărul 2. Vă arăt și vouă. Și uitați-vă. 1, 2, 3, 4, 5, 6 uși deschise aveți în calea voastră, dar nu știți pe care ușă să plecați. Nu știți încotro să apucați. De parcă aveți foarte multe propuneri în viața voastră. Poate să fie o propunere pentru căsătorie, poate să fie pentru muncă, poate să fie pentru altceva și nu știți ce să faceți. Stați mult pe gânduri, foarte multe semne de întrebări vă puneți în capul vostru, ce să fac, cum să fac, oare să mă duc, oare să nu mă duc, așa. Foarte multe semne de întrebări aveți în capul vostru, dar vreau să vă zic să vă gândiți bine și să treceți la treabă, pentru că toate ușile pentru voi sunt deschise, dragii mei, să știți acest lucru și aceste uși pentru voi o să fie toate cu noroc. Orice, fie dragoste, fie carieră, fie muncă, fie viață personală, nu contează, pentru că totul o să fie de partea voastră și la orice ușă vei bate, să știți că toate ușile se vor deschide în calea voastră și o să fie cu surprize și cu noroc. Dar aveți grijă și cu sănătatea, uitați-vă, pentru că este trecător și pentru femei și pentru bărbați. Veți avea probleme cu ovare, mai ales bărbații cu prostatul, bă, și femeile cu ovare veți avea probleme, mai ales acum cum vremea se răcește, fiți atenți la canalurile urinare, poate să aveți o infecție, poate să fie altceva, dar să știți, aveți, cu sănătatea aveți grijă, pentru că asta vă arată ceașcă, că veți avea probleme cu canalurile urinare, ceva, o infecție veți avea. Uitați-vă, trebuie să dați o semnare. Și nu știți ce să faceți, cum să dați această semnătură. Poate să fie pentru niște acte, poate să fie pentru o moștenire, poate să fie pentru o judecată, poate să fie pentru o muncă, nu contează, dar trebuie să dați o semnătură și această semnătură nu știți ce să faceți. Să dau, să nu dau, poate că sunteți în drum spre divorț și acest lucru trebuie să-l semnați pentru acte. Mai știu eu ce, dar vreau să vă zic să nu semnați acel act, dragii mei, pentru că dacă o să semnați acel act, veți pierde totul, să știți acest lucru, pentru că poate să vă amăgească. Dă această semnătură și vei primi așa, sau dă această semnătură și va fi așa, nici de cum până nu citiți acele acte și până nu vă... cum să zic, luați ajutor alte persoane, să știți, nu semnați acele acte, dragii mei, pentru că dacă o să semnați acel act, atunci veți pierde totul ce aveți din mâinile voastre și atunci o să umblați și mai mult pe drumuri ca să vă luați ceea ce vă aparține vouă înapoi, dar o să fie prea târziu, că nu o să poți
spune nimic, nu poți să demonstrezi nimic că a fost a tău și ți-a luat din mâinile tale, dragii mei, să știți acest lucru, nu vei demonstra nimic și nici o judecată nu te va ajuta că acele lucruri au fost ale tale, să știți acest lucru. Cum am zis, nici de cum nu semnați până nu citiți sau până nu luați ajutorul unei persoane ca să vă zică într-adevăr trebuie de făcut sau nu. Uitați-vă, vești bune aveți. Veți primi foarte multe vești bune și aceste vești bune, să știți, pe voi o să vă bucure foarte tare pentru că această veste trebuie să plecați la un drum și până nu primiți această veste, nu doriți să ieșiți la acest drum, dar să știți că această veste în curând este la urechea voastră și o să ieșiți la acel drum pentru că este un drum la o țară sau ceva în străinătate, trebuie să plecați pentru o vizită, pentru o serbare și o să plecați, dragii mei, dar întâi așteptați acea veste și acea veste vine la ușa voastră și o să vă urcați și o să plecați la drumul pe care voi doriți. Uitați-vă, aici sunt două persoane. Și aceste două persoane sunteți voi cu soțul vostru sau cu partenerul vostru sau cu soțul vostru, nu contează, dar să știți, aveți un noroc foarte mare în calea voastră. Acest noroc, să știți că este deja în mâinile voastre, este deja la picioarele voastre și voi sunteți asta, vă dați seama de acest noroc, dar și voi stați de parcă cu mâinile legate, de parcă vă este frică. Ce să fac, cum să fac, să-l iau, să nu-l iau, să-l dau, să nu-l dau, așa foarte multe semne întrebări aveți în capul vostru și nu știți ce să faceți, de unde să începeți. Și vreau să vă zic, poate că v-a venit o propunere de un loc de muncă, poate că v-a venit o propunere, mai știu eu, de altceva și acest noroc nu știți ce să-l faceți, vreau să vă zic să vă încercați toate puterile și toate lucrurile care le aveți în calea voastră, să le încercați pe toate, să le faceți, dragii mei, să știți. Și o să vedeți că una din ele o să fie pentru voi bună și o să intrați pe acea ușă, să știți acest lucru, pentru că drumurile toate pentru voi cu noroc sunt deschise și orice ce ți place ție o să alegi și atunci vei face ceea ce îți place ție, dragii mei, să știți, pentru că foarte multe lucruri o să iasă în calea voastră, nu știți pe care să-l alegeți, dar când o să încercați pe toate, atunci o să vă dați seama ce trebuie să alegeți. Propunerea cea de loc de muncă sau mai știu propunerea de a pleca în străinătate, mai știu propunerea de altceva, să știți că o să vedeți care mai bine vă merge vouă și care mai bine vă pare vouă, atunci o să vă dați seama și o să alegeți ceea ce vă aparține într-adevăr vouă, dragii mei, să știți. Uitați-vă, în casa voastră aveți o mulțime de oaspeți. Acești oaspeți vin de departe, de parcă veți avea o nuntă, o serbare, ceva aveți serbare în casa voastră și aveți o mulțime de persoane în jurul mesei voastre și veți avea niște discuții foarte frumoase pentru. Poate să fie pentru o înțelegere, poate să fie pentru o nuntă, poate să fie, nu contează, dar aceste persoane vin de departe în casa voastră și stau în jurul mesei voastre și, într-adevăr, o să aveți o bucurie, o fericire, pentru că toată lumea s-a așezat în jurul mesei voastre și discutați pentru viitorul vostru, dragii mei, să știți. Să dea Domnul să fie totul bine. Să vedem și farfurie ce ne zice. Dorința voastră se va împlini. Cum să vă arăt? Cum să vă arăt? Aveți grijă, dragii mei, în jurul vostru este un dușman, un șoarece care vă urmărește. Asta poate să fie la locul de muncă, poate să fie în mahala voastră. Aveți grijă de o persoană care vă urmărește, să știți, fiți atenți. Sau nu spuneți secretele voastre la fiecare persoană, pentru că poate să ia puterile din mâinile voastre. Este o femeie foarte periculoasă în jurul vostru, să știți acest lucru, pentru că ea vă pândește și ea mereu vă urmărește ce faceți, unde plecați, mereu vă ascultă, vă ia secretele, nu știu, în fața voastră de parcă este ca o prietenă bună, dar în spatele tău să știți că este un dușman foarte puternic. Fiți atenți la această persoană, pentru că această persoană încearcă să ia toate planurile voastre, visurile voastre și, cum am zis, aveți grijă cui îi spuneți secretele și planurile voastre, pentru că aveți multă lume falsă în jurul vostru, care în fața voastră vă zâmbește,
în spatele vostru vă bârfește, dragii mei, să știți acest lucru. Nu aveți încredere în nimeni, pentru că lumea este foarte periculoasă, să știți. Așa, dragii mei, asta a fost deschiderea noastră, sper să fie pe înțeles. Eu vă iubesc, aveți grijă de voi, la revedere!